Da, da, da. Da. Nu mi-a plăcut, ok. Nu mai. Ok. Cu cât timp în urmă au apărut primele semne? 2013. În urmă cu 6 ani, cam așa. Atâtea, m-a sunat la telefon, a ajuns acasă, îi zice că am Ela și în 5 ani o să mă... Lucrurile astea au mers repede, adică au evoluat repede, nu foarte încet, nu? Foarte încet. Da, nu a fost repede, a fost încet. Persona la que había hasta ella que estía hasta y te iban Am înțeles. Bun, deci practic tu ești de 6 ani și ai depășit toate previziunile. Felicitări. Dar reușești, poți de exemplu să te îmbraci singur? Nu. Acum când se duce pe fizioterapie, zice Mario, poți să mă ajut să mă... Ok. Îl ajut să facă baie, să nu îmbrăcăm, să... Îi cer ore la manicură, îi cer ore la pedicură, cum să zic, toate. Sunteți pregătită pentru momentul în care lucrurile se vor degrada din ce în ce mai tare? Nu, zic că nu. Tot timpul încerc să cred că nu o să meargă parte. Adică nu se... Nu va avansa pe asta. Cum a luat decizia de a pleca din țara, de a fugi din România? Ce... a fost un act de curaj? A fost o nebunie. Nebunie se zice? Nebunie, da. Nu. Au zis, dacă se gândești pe mult, nu o făcea. Pentru că eu nebunie, au zis asta. Mergeați la meciuri sau stăteați mai mult la televizor? Nu,
mergeam la toate meciurile. Da. Mergeam la toate meciurile. Vă manifestați în tribună sau erați mai liniștită, mai bine? Mă manifestam, eu mă duceam cu ultra, eu în tribună. Erați ultra, erați în galerie. Eu eram în galerie, nu. Bun, avem doi băieți, da? Mario și... Mario și Alejandro. Alejandro. Alejandro, unde e Alejandro? În Italia. Ai, am uitat. Fotbalist nu e chiar așa. Pentru mine n-a fost niciodată cea mai frumoasă. Mie mi-a plăcut mult mai mult când a lăsat fotbal. Dar de ce? Că era plecat în permanență? Clar. Pentru că tot timpul era plecat, eram singură, ei... Nu-mi vine să cred ce-i se întâmplă, pentru că nu merge, da. Așa nu merge, dar ce-i se asta. Dacă mi se întâmpla mie,